În ultima conferință de presă dinaintea alegerilor locale din 5 iunie, liberalii Giurgiu Vene au dezmințit rezultatul sondajelor PSD apărute în presa online. Aceștia spun că atât Nicolae Florian, candidat la funcția de primar, cât și Dumitru Beianu, candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean, se află pe primele locuri în topul preferințelor giurgiuvenilor în acest capitol. Partidul Național Liberal, filiala Giurgiu, s-a apropiat foarte mult de scorul pe care îl va obține PSD-ul în județul Giurgiu. Am convingerea că săptămâna viitoare, noi, Partidul Național Liberal, prin negocieri, ca de altfel și PSD-ul, că nu va fi niciun partid în măsură să facă majoritate simplă, deci noi vom obține și președinția Consiliului Județean Giurgiu și vom face o majoritate. La municipiu am văzut în ultimul sondaj prezentat în presa PSD că domnul Florian Nicolae se află pe poziția a doua după domnul Barbu. O minciună mai neadevărată și mai sfruntată ca asta nu poate să existe. Noi am făcut două sondaje, aș spune eu, profesioniste, făcute de firme de specialitate și astăzi domnul Florian Nicolae, care oricum este cel mai bun candidat pentru funcția de primar, nu vreau să dau cifre, dar are foarte multe procente în fața domnului Barbu. Și sunt convins că duminică seara ne vom bucura cu toții de succesul domniei sale pentru funcția de primar. Tot în cadrul conferinței, candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Giurgiu a prezentat numărul și situația persoanelor care în ultima perioadă au decis să-și întocmească vize de flotant pe raza județului nostru. În județul Giurgiu, de la 1 iulie anul trecut până în prezent, evident, prin prisma apropierii de campanie electorală, s-au înregistrat mai puțin de 12.000 de vize de reședință și schimbări de domiciliu. Cele mai multe dintre ele, 80% din acest număr, înregistrându-se anul acesta. Este o modalitate, iarăși, ipocrită, lipsită de fair play și cumva îndreptată împotriva giurgiuvenilor, jet pe jet, prin care domnul Bădălău, cu strategia lui păguboasă, încearcă să câștige aceste alegeri. De ce spun asta? Pentru că cele mai relevante cifre le regăsim în dreptul comunelor Letca Nouă, Iepurești, Ghimpați, Comana, toate cu primar PSD. În ciuda lucrurilor întâmplate, Nicolae Florian, candidatul la primăria Giurgiu, spune că giurgiuvenii sunt alături de proiectele Partidului Național Liberal. De asemenea, Nicolae Florian este de părere că doar împreună pot câștiga aceste alegeri. Aș începe prin a mulțumi tuturor simpatizanților noștri pentru reala susținere și încurajare în această campanie electorală. Sunt convins că Partidul Național Liberal va realiza o reușită atât pentru fotolul de primar, cât și pentru fotolul de consilier local și pentru fotoliile de consilier județeni. Sunt convins că domnul Beianu Dumitru va fi președintele Consiliului Județean Giurgiu. De aceea trebuie să ne mobilizăm pentru duminică la vot, 5 iunie, și trebuie să obținem scorul pe care noi ni-l dorim și pe care dumneavoastră, dragi giurgiuveni, ni l-ați insuflat. Dumneavoastră ați fost alături de proiectele pe care le-am realizat împreună, cuprinse în acest program electoral denumit Reconstrucția Municipiului Giurgiu pentru o administrație publică locală, dinamică, eficientă. Deci toate proiectele domniilor voastre, dragi giurgiuveni, se regăsesc în această platformă electorală, așa că împreună trebuie să realizăm acest scor al Partidului Național Liberal care să ne asigure confortul de a administra optim și eficient atât municipiul cât și județul Giurgiu. Liberalii giurgiuveni sunt ferm convinși că giurgiuvenii vor ieși duminică 5 iunie în număr mare la vot și că se vor bucura de încrederea acestora pentru câștigarea alegerilor atât la primăria Giurgiu cât și la Consiliul Județean.